Sărbătoarea Comunei Cizlău a atras și anul acesta sute de persoane. Pe lângă localnici au fost prezenți și oameni din comunele învecinate, dar și autorități. O surpriză a fost apariția senatorului Șerban Nicolae, venit la sărbătoarea Legendele Cizlăului la invitația unui prieten. Am fost invitat de un prieten bun, căsătorit cu o cizlăoancă, și mi-a făcut plăcere. Mi-a spus din timp, mi-a zis, vezi că în septembrie, la începutul lui septembrie, trebuie să mergem neapărat la Legendele Cizlăului, o să-ți placă, e lumea multă, e o atmosferă foarte plăcută, ceea ce se confirmă. Singura noastră teamă era de vreme. S-a dovedit a fi o vreme frumoasă și mă bucur că oamenii sunt aici, un număr foarte mare. Spectacolul e foarte frumos, am prins și partea cu copiii care au fost deosebiți. Mă bucur că lucrurile astea încă se întâmplă și se păstrează un spirit și tradițional și modern. Chiar dacă a vizitat mai toată țara, senatorul Șerban Nicolae a rămas plăcut impresionat de peisajele pe care le oferă județul nostru. Parlamentarul a anunțat că va promova Buzăul pe unde va mai merge în viitor. Eu frumusețea asta știam că doar am mai fost în Buzău. În general am fost peste tot în țară. Nu prea sunt zone pe care să nu fi ajuns, dar știam că aici e o zonă frumoasă și mai ales zona asta de deal munte, care se păstrează din fericire încă așa, cum o știm din povești, cum o știm din fotografii vechi, încă mai e de trăit. Șerban Nicolae este de profesie avocat și în prezent este senator PSD de Mehedinți. S-a remarcat la începutul anului după ce a propus grațiere și amnistie pentru condamnații cu pedepse mici.